Rareș, 1000 de zile la lansările săptămânii aici, special pentru voi. Și special pentru voi l-avem invitat chiar pe Rareș! Yeah, yeah, yeah! Salutare! Bună seara, beberușilor! Bună seara, Panduțu! Te pup! Bună seara, bună Cum seara! Cum e? Merge bine? Uite, avem multă lume cu noi, e prima dată pe Twitch, deci iată o premieră pentru mine. Avem foarte multă lume și mulțumesc că ai dat acolo share, s-a adunat gașca de bebeluși. Uite, deja avem o întrebare aici, cât are piesa pe Spotify? Pe Spotify avem deja 10.000 de streamuri. 10.000 de streamuri, am mai făcut și noi unul aici pe YouTube Music. Ar trebui să contorizeze vreo 86-90 cât sunt oamenii, dar atât s-a putut astăzi. Nu se face plata la credit, da. Da, nu știu, după calculele mele, cred că 10.000 de streamuri o să ne bage direct în top 50, în topul mare de pe Spotify. Undeva, nu știu, top 15 zic eu. Vedem mâine când se actualizează playlisturile. Băi, ar fi cazul. În primul rând vreau să știu cine te-a supărat atât de tare de a-i scos piesa asta. Este inspirată din fapte reale sau pur și simplu așa ți-a venit ție? Aș vrea să spun că nu e inspirată din fapte reale, dar na, ca orice tânăr Casanova am mai trăit și eu în alta și na, din păcate n-am trăit neapărat cele mai frumoase lucruri și am ajuns să scot piese de genul. Dar tot rău spre bine, cumva. N-am reușit să-mi vindec rănile și cine știe, poate și oamenii de acasă care ascultă muzica mea o să reușească să-și vindece rănile cu 1000 de zile. Lasă-mă, Adele a făcut carieră din piese triste, deci tot rău spre bine, cum s-ar zice. Aia zic, dar nu contează. Acum sunt fericit, asta e important, sunt mega happy, sunt mega împlinit cu tot ce se întâmplă în viața mea, pe plan personal, profesional. Așa că cine știe, de acum poate doar piese fericite o să avem. Păi și cum funcționează treaba asta? Ok, scoți o piesă tristă din trecut, dar tu acum ești super happy, super... Cum mai relaționezi tu cu piesele de genul ăsta? Cu poveștile astea? Știi că încă există reminiscențe, știi, în mine. Știu cât de mult am suferit și după ce am scris piesa asta. Eu ascultam piesa asta peripit în fiecare seară și plângeam, știi. O mie de zile m-a trecut printr-un roller coaster emoțional, aș putea să spun. Am simțit tristețe, am simțit nervi, am simțit disperare și după aia am simțit o liniște foarte mare. Și cumva mă ajută să mă reîntorc cumva în trecut, dar sigur, nu mai sufăr acum, nu mă mai rănește, dar apreciez momentul în care am fost, am învățat ce am avut de învățat atunci și cred că de asta încă pot să simt piesa și pot să mă bucur de ea. Și sunt foarte fericit că în sfârșit am scos-o, o țineam la sertar deja de vreo 2 luni de zile. Și nu m-am plictisit deloc de ea în astea 2 luni. Nu știu, probabil că știi, noi scriem multe piese în general. Da, te duci la studio, faci o piesă în fiecare zi. Și de ok, zici că o piesă e mișto, dar te cam plictisești de ea. După 2 luni se cam întâmplă să te plictisești. Dacă nu te plictisești, înseamnă că chiar e ce trebuie. Și nu m-am plictisit deloc de 1000 de zile. Mi-am dorit foarte, foarte mult să o scot. Și cumva, uite că așa s-au aliniat astrele și ne-am înțeles cu Globalul, m-am înțeles eu, ne-am înțeles toți și am reușit să facem o treabă foarte bună. Da, am văzut că ați lansat și un videoclip foarte mișto la care a lucrat inclusiv al tău frate cu gașca de la Committee. Zi-mi... Da, pentru asta mare shout-out Committee, Talo și toți băieții și toate fetele de acolo din studioul lui. A fost o muncă titanică. Am avut multe zile de preproducție și vreo 3 zile de filmare full și le-am făcut pe toate într-un buget limitat, că până la urmă, în industria muzicală românească nu avem bugetele de din afară, dar cred că am reușit să facem o chestie foarte interesantă. Pentru mine e un film, nu e un videoclip direct, aș putea să spun asta. Și din nou, pentru asta vreau să-i mulțumesc lui Marius, lui Carmin, Diopiu și Cupșa, care a produs și tuturor oamenilor din spate. Marieta, care a montat. I love you guys. Sunt mega happy cu tot ce a ieșit. Sunt foarte fericit că cumva eu am scris, împreună cu Marius am scris scenariul clipului și sunt foarte fericit că efectiv a ieșit exact cum îmi imaginam, exact cum proiectam eu, desenam acasă pe tabletă, desenam cadrele, știi, și trimiteam la Marius, am făcut moodboard împreună cu el și acum la final, știi, când trag ne-mi dau seama că e exact ceea ce visam, exact ceea ce mi-am dorit. Și din nou, thank you guys, I love you.
Ce tare, ce tare. Păi, mă rog, așa e când îți pui acolo pasiune și le arăți la oameni cum vrei să fie, așa iese câteodată. Which is very nice. Păi, să știi că da, și chiar, uite, ăsta mi se pare un atu foarte mare la un artist și acum nu zic de mine, să mă ridic pe mine în slăb, dar mi se pare că în momentul în care ești super implicat pe toate părțile, deci nu doar pe plan muzical, când ești super implicat pe social media, uite, am și un grup de Telegram în care comunic cu bebelușii mei, în momentul în care ești implicat creativ în videoclipurile tale, în toată partea de comunicare, în toată partea de deal-uri de imagine, știi? Cumva mi se pare că reușești să nu te pierzi. Să nu-ți pierzi din personalitate, știi? Reușești să arăți lumii cu adevărat cine ești. Și întotdeauna mi-am dorit asta, pentru că chiar cred că am niște lucruri de spus și am niște chestii de oferit pentru toată lumea și ar fi fost păcat să fiu, nu știu, alt produs al industriei, știi, care să fie o altă copie, să fac exact același lucru ce fac artiștii consacrați. Nu. Cred că la mine se vede foarte clar că e input creativ dacă te uiți și la clipurile mele, cam toate sunt pe aceeași direcție, comunicarea mea pe social media e, nu știu, e făcută de mine în proporții de 100%, nu am, nu Nu știu, e PR, cineva om să de se PR care se ocupe. ocupe de chestia asta. Exact. Și la fel și în muzică, cumva stabilim de comun acord, cum să zic, un compromis între piesele care îmi plac mie și piesele care cumva sunt potrivite de a fi scoase în industria muzicală din România. Din nou, sper că se vede chestia asta, sper că lumea apreciază că autenticitatea e un mare atu pentru orice artist. Băi, eu cred că lumea apreciază și, mă rog, eu unul cel puțin apreciez și, na, te urmăresc de când te-am văzut la One True Singer și chiar voiam să te întreb dacă inclusiv experiența de acolo te-a ajutat efectiv, uite acum, să vii tu cu moodboard-ul, cu tot ce vrei, cum să fie cadrele, nu? A fost super experiența acolo. Păi da, aș minți să spun că nu m-a ajutat, știi? Eu cred că eram tot același și dacă n-aș fi participat acolo. Cred că cel mai mult m-a ajutat pe partea asta de boost de imagine, știi? Că am reușit să ajung la foarte multă lume într-un timp atât de scurt. Și foarte mult m-a ajutat că am avut multe probe, știi? Care m-au învățat, știi, pas cu pas ceea ce înseamnă Exact. industria muzicală, pași pe care i-aș fi învățat mult mai greu, cred, altfel, știi? Mi-ar fi luat 6 luni, mi-ar fi luat un an, 2 ani de industrie. Și cumva eu am pornit din prima zi când m-am lansat, am pornit cu un bagaj de experiențe foarte, da, foarte important pentru un artist la început de drum. Deci m-a ajutat, m-aș întoarce, că mi se pune foarte des întrebarea, aș mai repeta experiența? N-aș mai repeta, o spun sincer, parduțule. A fost traumatizantă de-a dreptul, știi? Da. Da, da, m-a ajutat, cu siguranță m-a ajutat. Na, fiecare experiență ne ajută. Uite, avem deja întrebări de la Bebeluș. Uite, întrebare, când mai postez pe Mondialul? Ce este Mondialul, în primul rând? Mondialul este contul meu secundar de TikTok, unde fac shitposting, unde postez manele și mă prostesc, unde îmi arăt personalitatea, latura personalității asta, goofy, știi? Și într-adevăr n-am mai postat de mult, dar na, acolo n-am simțit niciodată o presiune să postez, cum aș simți, nu știu, pe conturile principale, știi? Că na, ai presiunea asta de a nu fi inactiv, știi? De a posta tot timpul ceva, de a fi engaged cu comunitatea. Acolo postez, nu știu, când vreau, când simt. Da. Și n-am simțit, trebuie să vă mint, că n-aș vrea să fac niște chestii goofy și amuzante, să Doar le de fac dragul de a fi, construct. da. Da, le faci Exact. când, deci o să posteze când o să simtă. Acum ai fost oricum ocupat cu pregătirea clipului pentru tot ce trebuie. Uite, Da. zice Silviu, ne e doar de cover-urile din mașină. Vreți cover-ul din mașină? Ok. Bine, notat. O să mai fac și cover-ul din mașină, na. Mi s-a părut foarte mișto că am reușit să fac trecerea asta, știi, de la a cânta cover-ul în mașină, a cânta piesele tale. Dar dacă mai vreți niște cover-uri în mașină, mai facem, nu e o problemă. Da, uite, mai avem aici o întrebare de la Mihnea. Dacă Harry Styles este o inspirație pentru tine când vine vorba de clipuri sau doar de piese, sau nu e deloc, cum o simți așa? Chiar sunt... Băi, să știi că când vine vorba de muzică, nu e, adică este o inspirație el ca om, asta clar, dar nu mi-au vibe-ul de la el și nici când vine vorba de clipuri, știu foarte puține clipuri, știu Sign of the Times și știu și As It Was, dar nu mi-am luat de acolo inspirație. În schimb, pentru mine este o sursă de inspirație când vine vorba de nu știu, asumarea pe care o are, știi, de, nu știu, fashion-ul pe care îl abordează și faptul că nu mă interesează, comentează lumea. Ceea ce am început să fac și eu și sper să facă toată lumea asta în România. Adică nu mi se pare
nu mi se pare normal ca băieții se îmbrace doar cu haine de băieți de la H&M, care sunt super prea normale, Da. știi, nu-i nimic extravagant, și fetele se îmbrace cu hainele din secțiunea de fete, de la raionul de fete. Cumva asta îmi place el și de aici mă pot inspira. Adică e o inspirație pentru mine. Că nu-l interesează. Dacă vrea să poarte o poșetă, poartă o poșetă, și dacă vrea să poarte, nu știu, habar n-am, un tricou cu sclipici sau un tricou cu pietre, o face. Dacă Da. vine vorba de muzică și de clipuri, nu de acolo mi-am inspirație. Da, am observat la Harry Styles și live. Este foarte, nu aș zice neapărat extravagant, dar se îmbracă cum simte el atunci, cum crede el că poate să transmită mai bine ceea ce face el pe scenă. Da, de acord, de acord. Și mi se pare extraordinar, sincer, că până la urmă asta trebuie să transmitem. Deja anul 2022, dacă fix hainele sunt problema, știi, Exact. noastră, fiecare se îmbrace cum vrea, se comporte cum vrea, important e să, nu știu, să fiu un om bun și cred că aici mă descurc destul de bine. Important e să nu faci rău la oameni, nu știu, Exact. să fii autentic, să scoți muzică bună, că până la urmă noi suntem muzicieni și focusul acolo ar trebui să fie. N-ar trebui să comenteze lumea de cum ne îmbrăcăm, eventual să ne apreciezi. Așa Da, zic și ce eu. mai contează? Ce mai contează, da. Uite ce aici, Maria, că nu mai face cover în mașină, că a vândut-o ca să filmeze clipul la 1000 de zile. Păi, ca fun fact, să știți că chiar îmi vând acum. Tocmai mi-a cumpărat o mașină nouă și urmează să mi-o vând. Dar o să urmeze cover-uri Din din nou mașina mașina. nouă, nu e o problemă. Ultima dată când am vorbit așa oficial, se întâmpla inexpirat la primul tău concert, aș zice, cu public și pe bani, sold out din expirat, care a fost foarte, foarte fain. Iar de atunci m-am bucurat să văd că ai cântat toată vara peste tot, pe la cele mai mari festivaluri de la noi. Ai fost la Neversea, ai fost la Untold, ai fost la Summerwell și pe unde ai mai fost? Cum e experiența de live pentru tine? Bă, mi se pare că toată munca asta, știi, pe care o faci în studio și tot chinul de a face piese, de a fi relatable, de a ajunge la oameni, nu știu, au ca finalitate concertul live, acolo unde oamenii chiar poate să simtă emoția, că nu știu, prin variantele de studio, eu încerc și când trag muzică, știi, la microfonul ăla frumos de studio cu pop filtru, încerc să transmit cât mai mult, știi, cumva să transced bariere tehnologice, să transced ecranului sau căștilor. Dar nu se compară nimic cu experiență live. Pentru oamenii care vin să mă asculte. Iar pentru mine, n-am ce să mai zic. Mă umplu de energie întotdeauna. Am avut concerte cu, nu știu, cu 50 de oameni. Am avut concerte cu, nu știu, pe scenă la Antol, nu știu, cred că erau vreo 20.000 de oameni în fața mea. Mi-am Da. luat de fiecare dată energie. Mă bucur foarte mult că sunt apreciat și mă bucur foarte mult că, da, datorită oamenilor care mă apreciază, eu pot să-mi trăiesc visul. Da, e foarte fain și asta îmi place foarte mult că ți-ai creat o comunitate foarte mișto și cred că asta vine odată de la muzica pe care o faci și doi, efectiv, de la felul tău de a fi. Și vreau să te întreb dacă nu ți se pare că uneori pe Instagram poate pari mai arogant de când ar trebui? Sau crezi că oamenii oricum înțeleg, mă rog, inside joke-urile tale și nu o iau chiar atât de, știi, la prima mână? Ia uite și pe ăsta ce zice, cum zice. Vezi, acum nu știu exact la ce postări te referi, că într-adevăr am postări, dar unde glumesc, unde am, Păi asta țin minte zic. că am făcut acum vreo săptămână o postare în care am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut atât de frumos, știi? Exact. Ei, acum cred că toată lumea înțelege că ăsta e efectiv un umor și mai ales comunitatea mea de bebeluși. Dar nu știu, cred că cine zice de mine că sunt arogant ar trebui să mă cunoască în realitate, că nu-i deloc așa. Chiar sunt un om foarte, foarte drăguț și foarte nice. Și cred că toate persoanele care au avut interacțiune cu mine până acum poate să confirme chestia asta. Nu știu, în scurta mea istorie de 4 luni, de când sunt lansat, de 5 luni de zile, am refuzat 2 poze, țin minte. Și acum și nu o să o niciodată toată viața mea. Țin minte că eram la Antold, urma să intru pe scenă în 5 minute, și a fost foarte greu procesul de check-in acolo, că trebuia să mă verifice cei de la SRI să nu aduc bombe sau chestii. Da. Și voia cineva să facă o poză cu mine în backstage. Și efectiv i-am spus, uite, iartă-mă, dar gen, trebuie acum, trebuie să cânt, fix acum, în timp ce mergeam. Știu că am mai refuzat tot așa o poză, am mai refuzat-o la Summerwell, când la fel, trebuia să mă grăbesc spre scenă. În rest, niciodată. Aș sta, nu știu, 200 de ore să fac poze cu toată lumea.
aș face orice, fac TikTok-uri cu oamenii, pentru că, din nou, mi se pare că tot ce am azi li se datorează lor. Dacă ei n-ar fi acolo și dacă ei nu m-ar susține, eu n-aș mai putea să Da, ai fac muzică. face tu niște piese acolo pentru tine și pentru sufletul tău, dar așa e fain că cu fiecare piesă găsești oameni care relaționează cu piesele tale. Inclusiv eu relaționez cu 1000 de zile, de exemplu, Îmi pare rău, pentru îmi că, pare na, rău. cu I'm toți am sorry. trecut prin despărțiri mai mult sau mai puțin traumatice și uneori chiar îți dorești să-ți iei zilele alea înapoi, că simți că au fost investite așa degeaba. Dar, de fapt, nu a fost degeaba, că fiecare experiență de genul ăsta te aduce în punctul în care ești acum. Băi, să știi că chiar acum vorbind de strict de piesă, băi, eu pot să zic că sunt fericit că am trăit toate mizerile pe care le-am trăit în trecut. Deși atunci n-am înțeles niciodată, n-am înțeles de ce mi se întâmplă asta mie, de ce trebuie să sufăr. Acum îmi dau seama că, băi, dacă nu s-ar fi întâmplat asta, nu m-aș fi putut bucura cu adevărat de ce trăiesc acum, știi? N-aș fi putut să apreciez cu adevărat oamenii care sunt în jurul meu, aș fi luat, știi, lucrurile așa for granted. Da. Deci acum, din nou, tot rău spre bine. Și la fel, am mai trăit eu experiențe traumatice, inclusiv în muzică, în viața mea profesională. Am avut o experiență prin, nu știu, prin 2017, în care n-am înțeles și am fost foarte frustrat și n-am înțeles niciodată de ce, nu știu, nu sunt apreciat, de ce nu mă iubește lumea, de ce n-a, nu știu. Da. Și acum, din nou, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că dacă aș fi reușit atunci, probabil că n-aș mai fi avut parcursul pe care l-am acum. Exact. Și așa că, nu știu ce e asta, e un nihilism, nu știu ce e, internalizat, dar, băi, chiar nu contează, sincer. Chiar nu contează. Experiențele traumatice cumva tot te formează Exact, și te exact. Și fac la urmă un om mai bun. trebuie să luăm partea pozitivă din fiecare experiență de genul ăsta și să nu rămânem blocați pe partea negativă, știi? Că na, până la urmă viața nu e perfectă, viața nu e doar roz, se întâmplă și chestii mai nasoale, dar important e să trecem repede așa peste ele, că viața e și scurtă, știi? Și n-are sens să rămâi blocat pe o chestie super, super nasoală. Tot, Bă, na. de acord, asta în cazul în care puteți să nu rămâneți blocați pe experiențe nasoale. Mie mi-a fost destul de greu, vreți să vă mint? Da, na. Uite, La toată lumea, healing time-ul e diferit. exact, uite cum zice și Alexandra aici, everything happens for a reason. Și ne întreabă Sincer. Andrei, ce ai fi făcut dacă nu te-ai fi apucat de muzică? Și mai întreba aici Adrian, dacă mai termin dreptul sau nu. Deci, din nou, vezi că aproape că mi-ai răspuns la întrebarea dacă n-aș fi făcut muzică, aș fi continuat cu dreptul. Eu m-am lăsat, intrasem în anul 3, aveam niște note foarte bune, aveam 10 pe linie, eram primul din an. Șeruiam locul ăsta cu Paul Iacob, dacă, nu știu, o să vadă vreodată video ăsta, îl pup și îl salut. Aș fi continuat cu asta, clar. Mă pricepeam foarte bine și eram și foarte pasionat de tot domeniul ăsta juridic și al științelor juridice. Dar, na, s-a întâmplat să bubuie TikTok-ul, s-a întâmplat să sune telefonul, s-a întâmplat să vin la București și atunci am fost cumva obligat să renunț la drept pentru că, nu știu că dacă aș fi continuat facultatea, n-aș fi putut să dau același randament și nu mi-ar Exact. fi plăcut chestia asta. Poate ori, nu știu, nu făceam nici muzică bine, nu făceam nici drept bine și eram așa, Da. eram în aer cu toate astea. Deci, Dar îmi doresc să-mi finalizez studiile. Toamna viitoare aș vrea să mă înscriu la Titulescu aici, e o universitate privată în București. La stat sunt convins că nu mai pot să dau randamentul pe care l-aveam înainte, dar la privat cred că reușesc să învăț de 10 la materiile care chiar mă interesează. Deci o să termin dreptul, o să aveți un bebeluș cu licență în drept, cu licență. siguranță. Ed Viț, cred că așa se citește, că mulțumim fetei care i-a frânt inima lui Rareș, pentru că dacă nu o făcea, nu mai aveam muzica asta și nu ne mai dătea hil la inimi. Deci Iată, mulțumim, vezi? Deci tot domnișoară. rău spre bine. Și ne Mare întreabă... shout-out fostei mele gagici pentru muzica asta frumoasă. Exact. Chiar i-a ascultat piesa asta? Mai țineți legătura, știi, cumva, dacă... Nu mai ținem legătura, habar n-am dacă a ascultat-o. Nu Probabil știu. o să asculte Probabil la că un da, moment nu dat și o să știu. fie... Mamă, de unde fac eu rost 2000 de zile să dau la băiatul ăsta înapoi? Și că Sunt cam licenția... scumpe alea 1000 de zile, dar e ok, nu le mai vreau înapoi. Da. Ok. Maria, zic că ești licențiat în suferință. Hei, las. Hai că am scos și nașpa, care așa, vibe-ul puțin mai bun. Băi, chiar foarte tare piesa Nașpa, deși recunosc că îmi place mai mult varianta live decât varianta de studio. Bă, poate pentru că Dacă, dacă.
Pentru că am ascultat-o prima dată live atunci la expirat și mi-a plăcut energia piesei live. Dar, mă rog, sună mișto și în varianta de studio, nu zic nu. Dar, păi na, e o variantă specială, într-adevăr, live. E așa rocky și puțin. Da. Am făcut cu băieții din band acolo niște schimbări de armonii interesante, niște sincope. E tare varianta live. Într-adevăr, e o experiență să asculți nașpa, mai ales că la concerte s-a întâmplat să o cânt, cred că la un concert am cântat-o de 6 ori, de 5 ori una după alta. Da. Uite, ne întreabă aici Benedec. Există în viitor un posibil hit sau melodie de tip Manea, dacă tot ai succes pe TikTok cu cover-urile? Sau simți că nu te reprezintă neapărat stilul ăsta? Sau, mă rog, poate o scoți așa la mișto, nu neapărat single, știi? Băi, acum nu zic chiar în exclusivitate, că mai știu oameni, am mai zis-o în stânga și în dreapta, eu urmează să joc într-un film care o să iasă în cinematografe, trebuia să iasă în decembrie, dar am aflat că iese până la urmă la începutul ianuarie, nu știu, pe 2-3 ianuarie, bun. Care se numește Romina, viața mea. Și cumva tot plotul, nu știu, gravitează în jurul muzicii lăutărești, manelelor, dar niște manele așa mai afro, mai reggaeton. Și urmează să scot niște piese care, în opinia mea, sunt hituri mari, nu hituri, da. Sunt hituri mari. Deci sunt piese pe care le ascult deja la fel de 2 luni de zile și nu mă plictisesc. Și sunt niște piese care au un balans într-adevăr mai orientat. Păi și nu... Sunt și hituri surpriză, o să scot o piesă cu Bogdan de la Ploiești. Ah, nici nu vă mai zic, chiar, nici nu vă mai zic. Chiar întreba cineva aici dacă faci colaborare cu Bogdan de Lepe. Păi și nu ți-e, nu știu, poate într-un fel frică că o să prindă prea bine piesele astea și pe urmă lumea o să te asocieze cu genul ăsta de piese și o să vrea numai piese de-astea? Băi, sincer nu, cred că lumea o să înțeleagă că e o prăjeală până la urmă, că e un soundtrack dintr-un film și că filmul meu de artist și vibe-ul meu de artist e diferit. E alt. Da. Da, adică eu nu o să mă ascund printre degete. Mie îmi plac manelele. Mie chiar mi se par tari și persoanele care spun că manelele sunt de căcat, mi se pare că au într-adevăr așa un fond puțin rasist, că nu înțeleg de ce. Adică nu înțeleg de ce ai putea să asculti Tarkan Kiss Kiss și nu poți să asculti Bogdan de la Ploiești. Adică sau, nu înțeleg unde e diferența. Știi? Exact, unde? Da. E o eroare logică pentru mine. Dar, din nou, lumea cred că o să înțeleagă că e o prăjeală, e o chestie de moment. Mie îmi plac. Dacă mă distrez și mă simt bine, le scot și nu-mi pasă de alte chestii. Da, mă reprezintă ca artist, mă reprezintă ca om, habar n-am. Ca artist probabil că nu-i pe brandul personal pe ăsta pe care am ucit să mi-l crez. Dar, nu știu, dacă lumea apreciază și o să se simtă bine, habar n-am, poate mai scoatem și în viitor. Și că după, zice aici Alice, după manele o să ai nevoie de încă o iubită să-ți frângă inima, nu? Să știți că sunt luat fetelor, am o iubită și sunt foarte fericit. Mă bucur. Mă rog, deci, îmi pare rău pentru fetele acum, dar na, atât s-a putut. Dar na, nu se știe, pe viitor. Fetelor, m-ați avut liber un an de zile, adică na, vă rog eu frumos să nu o puteți plânge, știți ce zic? Da. Ați avut timp să acționați. Mai avem aici de la Nazef o întrebare, dacă ai putea să te teleportezi oriunde, unde ai face-o și de ce la Târgoviște? De ce la Târgoviște? Nu, el ar vrea la Târgoviște. Vă dați seama că la Târgoviște, evident, aș fi teleportat. Dacă pentru are... că n-am fost niciodată la Târgoviște și doi la mână pentru că e gheboasă din Târgoviște și vreau să văd unde a copilărit. Că e un om prea, cu carismă prea mare. Și ne mai întreb aici, Alexandra, dacă mai brățara primită de la Timișoara, ca să știe ce-ți dă data viitoare. La Timișoara, cred că am primit o brățară, mamă, sper să-mi amintesc bine, am primit foarte multe chestii de la voi și le-am pe toate, cred că la Timișoara am primit o brățară așa cu pietricele sau nu știu ce erau, cred că așa mai maronii, mai vișinii, sper să scrie în ce dacă asta era. Da, le-am pe asta toate. Asta. Foarte drăguț. Am toate chestiile. Am mai dat în stânga și în dreapta, uite, de exemplu, într-o zi eram cu Florian la studio și a venit o fată și mi-a dat 2 brățări. Și o brățară am păstrat eu și o brățară am făcut-o cadou. Adică unele chestii de la voi le mai fac și cadouri, dar le fac cadouri din suflet, nu pentru că nu mi-ar plăcea, ci de fapt oamenilor dragi din viața mea. Da, plus că la un moment dat se adună atât de multe încât efectiv n-ai unde să le ții. Și, mă rog, important e emoția aia când îl primești. Adică bănuiesc că apreciezi fiecare cadou pe care îl primești. Chiar dacă, nu știu, nu-l mai păstrezi, nu înseamnă că e ceva, mamă, nu... Știi, sau ai ceva cu persoana care ți l-a trimis sau ți l-a dat sau ceva de genul.
Da, întotdeauna și mă bucur foarte mult. Încă am, mamă, dar dacă vreți, mă duc să vă arăt. Am primul trandafir pe care l-am primit. E prima chestie pe care am primit-o de la oricine. Încă l-am. L-am primit, nu știu când am primit. Cred că în mai am primit trandafirul ăsta. Stă la mine pe etajer. Apreciez fiecare scrisoare, chiar dacă vă spun sincer, am un teanc de vreo, nu știu, 40 de scrisori, 30 de scrisori, nu știu naiba câte îs, pe care încă n-am apucat să le citesc. Dar la un moment dat o să-mi fac timp și o să le citesc. Și credeți-mă că apreciez orice. Și nu trebuie să-mi dați nimic, nu trebuie să-mi aduceți nici brățări, nici scrisori, nici nimic. Pentru mine, nu știu, susținerea voastră, că sunteți acolo, că mi-ascultați muzica, că, nu știu, că vă place ceea ce fac, că mă apreciați. Pentru mine asta înseamnă tot. Pentru că, din nou, reiterez, fără voi n-aș fi aici. N-aș putea să fiu la București, n-aș putea să fac muzică ca un job, n-aș putea să mă întrețin din asta. Deci voi sunteți motivul pentru care eu pot să fac muzică și vouă vi se datorează tot. Mulțumim bebelușilor. Uite, întreabă aici Bianca dacă o să scoți vreodată o piesă în engleză sau, nu știu, poate în altă limbă. Ți-e mai ușor să compui în Băi, română? da, nu, eu n-am, am compus o singură dată în engleză într-un camp creativ de la Globă. A ieșit mișto, nu, n-am de ce să mint, dar na, cumva neavând în plan, știi, să scot piese pe engleză, focusându-mă deocamdată pe piața din România, știi, nici n-am drive să scriu pe engleză, Da, că, da, da. nu știu, simți că îți pierzi timpul, ce poți să faci cu piesa aia, să o dai, să o vinzi, sau ce să faci cu ea, știi? Da. Dar, nu știu, la un moment dat, când o să mă consider pregătit și când o să fiu foarte mulțumit cu ce am realizat aici în România, mi-aș dori foarte mult să fac și pasul în afară. Pentru că chiar cred din nou că am chestii de oferit și am lucruri de spus. Deci mă întreb Andrei, care ar fi o colabora care ar fi colaborarea visurilor tale? Nu știu, așa, din vorb și români și străini, bănuiesc. Așa, dacă chiar aș putea să visez foarte, foarte mult, mi-ar plăcea, îți dai seama, să scot muzică, nu știu, cu 21 Pilots, să iubesc atât de mult, sau cu orice A-lister din ăsta, din California, fie că vorbim de, nu știu, Justin Bieber, de Shawn Mendes, de Billie Eilish, de orice artist, din nou, A-lister, cu acela, știi, headliner. Da. Dar, nu știu, aici în România n-aș putea să zic că acum îmi doresc, știi, foarte mult un feat cu cineva. Mi se pare că se întâmplă toate chestiile astea natural, vezi, și piesa cu Bogdan de la Ploiești și o să mai Da. am feat-uri și în film. Mi se pare că se întâmplă lucrurile atât de natural și că suntem așa toți ca o mare familie. Nu e ceva ce să-mi doresc și să cred că să nu pot să realizez. O piesă cu Ina sau o piesă despre Ina? Am văzut că tizuiți acolo Mamă, ceva. domnul Cătălin Măruță, de fapt, e aici, e pânduțul. Am văzut Da, acolo că pregătiți ar fi ceva. mișto și o piesă cu Ina, dar până la piesa cu Ina facem o piesă despre Ina, într-adevăr, cred că pe 9 noiembrie o să iasă Nașpa 2, practic asta Mamă, așa este repede? o... Așa repede scoți o piesă una după alta? Vreți să vă spun? Bebelușii mei știu de... Mamă, voi zic, asta chiar e exclusivitate. Chestia asta am anunțat-o doar pe grupul de Telegram. Scot Tant. 4 piese, printre care una e 1000 de zile și le scot pe toate acum. Bă, foarte La o bine. săptămână distanță una de alta. Da, urmează Greșeli diferite, care e o altă piesă, o bălăduță din asta tristă, foarte, foarte drăguță, cu niște linii extrem de catchy. Săptămâna După viitoare, nu? urmează Ina, da, și după aia urmează chiar acum o să plec în Tokyo, în Japonia, să filmez un clip pentru o piesă care se numește Tokyo, care o să iasă pe 11 noiembrie. Ce Deci tare. dau cu 4 piese repede acum. Asta cu plecatul în Japonia o știam, dar nu știam dacă o să o zic sau nu, să nu o zic, dar mi-a zis Marius că urmează să plecați. Iată, iată. Foarte tare, foarte tare, mă super bucur să fie bine, Ai da. informatori. Doamne ajută, cu siguranță o să fie bine. Mi-am făcut acum super pe greu pașaportul, trebuie să mă duc luni să-l ridic, sper că e gata. Că dacă nu, papa Japonia și papa 2500 de euro pe bilete. Da, Japonia, cum era? Japonia, la Costinești am filmat deja, am filmat filmul Romina, viața mea s-a filmat și la Costinești, acum urmează să merg și în Japonia, sigur. Globetrotter, cum s-ar zice, Globetrotter. Clar, bebe, bebe, bebe turist. Și că Rareș, X Florin Salam, X Nicolae Guță, toate pozele sunt nașpa. Iată, într-adevăr, ăsta e un feat la care nu m-am gândit. Mi-aș dori foarte mult să scot o piesă cu Țanca Uraganu sau cu Florin Salam. Uite, vezi, gata, ai și răspuns la întrebarea. Colaborarea de vis. Într-adevăr, la asta nu-mi permiteam să visez, dar acum Da. mi-ați trezit voia. Ce
Ce, Miruna, mai faci timp să te uiți și prin DM-uri. Băi, să știți că e greu. Nu, ți iau eu apărarea acum. E greu, mai ales când sunt multe și na, toată lumea vrea câte ceva de la tine. Dacă ai sta să răspunzi doar la DM-uri, n-ai mai face nimic altceva, pentru că tot timpul e cineva care vrea să ceva de la tine. Și inclusiv, na, când îi lăsați un mesaj, lăsați-i măcar o întrebare, știi, să aibă măcar la ce să vă răspundă, știi, nu un doar salut, rare și ce mai faci, știi? Nu știu, poate o Asta clar, curiozitate. asta Și clar. când are timp, o să răspundă, că nu e... Na, e și el om și puneți-vă un pic așa și în papucii lui, că nu e ușor. Și din nou, ești un om, până la urmă, ocupat, faci clipuri, pleci pe colo, pe colo, sesiuni, mai trebuie să ai și tu o viață, dar, după cum vedeți, e destul de activ. Ei, lasă viața personală, Pănduțu, nu, asta e problema. Dar într-adevăr, na, nu, de multe ori nu reușesc să răspund, dar nici măcar la mesajele prietenilor. Am prietenii mei, tovarășii mei din Cluj, care sunt așa, sunt cu ei și nu le răspund 3-4 zile, unul la mână, pentru că într-adevăr chiar am foarte multe mesaje. Deci la modul, nu vă zic, deci nici un primary în general și în request-uri e, efectiv e cascadă, dar la fel sunt foarte recunoscător, că înseamnă că merge treaba bine. Exact. Și doi la mână am și notificările oprite, știi, de pe Instagram. Fiind atât de multe mesaje și fiind atât de multe notificări, cumva ar trebui să mă distragă non-stop telefonul, ar suna în continuu telefonul, știi? Da. Și le-am dezactivat, cine au oamenii apropiați de mine, cam au numărul meu de telefon, pot scrie pe WhatsApp sau mă pot suna, cam două numere de telefon și când e, nu știu, o urgență sau na, vor să vadă ce mai fac sau ceva, majoritatea știu că trebuie să-mi dea mesaj pe telefon, nu pe Insta. Mai confirm că și eu astăzi i-am dat un mesaj lui Rareș pe Instagram și a trebuit să vorbesc cu fratisul ca să zic să vadă mesajul. Și ce ți-am spus pe Instagram? Ia, Care scrie numărul meu de notificările telefon, scrie pe oprite. WhatsApp. Da. Na, e din nou, e super de înțeles aici și sper că lumea, adică mă rog, cu siguranță lumea o să înțeleagă că na, nici Chris Martin nu răspunde la notificări pe Instagram pentru că n-are Da, Instagram, ai nu de altul. încercat? I-ai scris? Nu că n-are Instagram, om. Ei, mie îmi place prea mult Instagram. Nu pot să renunț la el așa ușor. Da. Domnul Rareș, mulțumim că ai fost aici cu noi. Mulțumim găștii de bebeluși care s-a adunat aici foarte, foarte multă. Nu știu dacă... S-au adunat foarte mulți și mulțumesc că probabil au dat share-ul acolo pe Telegram, share între ei. Apreciez și sper că mai veniți aici la mine pe Twitch, pentru că în fiecare vineri ascultăm muzică nouă. Și săptămâna viitoare o să ascultăm o melodie nouă de la Rareș. Iată, și în Da. fiecare săptămână de acum înainte, pentru că nu Da. mă opresc doar la astea patru. După alea patru mai urmează încă vreo șase, pe cuvântul meu. Da. Și uite aici întreabă Miru, Hacks de la Cluj slash Londra, să ne faci o vizită pe la Londra. Când ajungi pe la Londra? Mamă, la Londra! Până acum, scuza mea pentru a nu veni la Londra Când aveai era, bă, n-am pașaport. pașaport. Acum ai. N-am pașaport, frate, a ieșit din UE, n-am cum să mai vin, n-am timp să-mi fac, dar acum, vezi tu, am și nu mai pot să mă scuzi. Deci o să fac o vizită și la Londra cât de curând. Și întreabă Mara aici când vine mărciu. Mărciu. Da, am mai vorbit despre asta. Vreau să-mi las destul timp încât să reușesc să scot niște chestii calitative și mișto și chiar fashion, chestii pe care le-aș purta eu și nu să scot doar niște tricouri cu fața mea ca să fac niște bani. Pentru că mi se pare foarte aiurea și mi se pare contrar tuturor principiilor mele. Adică scopul meu în viața asta nu e să, nu știu, să-i sec de bani pe oamenii care mă apreciază. Știi Da. ce zic? E, dar nu e Adică oricum neapărat. ei îmi generează venituri, că vin la concerte, că mi-ascultă piesele pe platforme de streaming, toate chestiile astea, știi? Adică oricum sunteți acolo și nu e cazul. Nu e cazul să iau niște tricouri din China de pe AliExpress pe care să-mi pun logo-ul să le vând la 100 de lei, știi ce zic? Da, mă rog, dacă e merch-ul mișto și e de calitate, atunci merită și oamenii o să-ți dai seama că o să le poarte cu mândrie. Deci trebuie, na, să gândești un concept creativ, poate nici să nu scrie rare, știi? Poate ceva de la versuri, pe ceva, nu știu, ceva care cumva să te reprezinte, dar, na, cum mai zici tu, cu fața ta, nici eu nu mi-aș lua tricou, dar, mă rog, probabil fetele și-ar lua. Dar nici eu nu-mi iau tricouri de la artiștii pe care, na, îi apreciez și așa, nu-mi iau neapărat să fie cu fața lor. Din nou, trebuie să aibă un design mișto și mi se pare că în industrie așa uneori e lipsă de creativitate din punctul ăsta de vedere.
Adică unele Absolut, mărciuri absolut sunt de acord. absolut oribile. N-aș purta, deși ascultă artistul ăla în fiecare zi, dar nu mi-aș cumpăra tricoul ăla care arată oribil. Deci, na, poate, poate. Deci, probabil urmează Da, și nu, ceva mărci. asta încerc. Încerc să, în momentul în care o să le scot, să am totul pus la punct, de la conceptul creativ la un design mișto, să mă reprezinte, să pot să le port cu mândrie, știi, toate chestiile astea. În momentul ăla o să fac pasul și o să le dau mai departe către lumea care mă apreciază. Dar până Exact. atunci, mai bine așa, mă descurc și cu banii pe care îi fac acum și cu banii pe care îi am. N-am nevoie de o sursă din asta de venit, n-am nevoie să mulg pe nimeni de bani. E ok, în momentul în care o să scoate mărci, vă jur că o să fie cel mai mișto mărci, o să fie cel mai mișto mărci din România, clar, din sud-estul Europei, din Europa Centrală și din tot ce vreți voi. Și din Și Asia. ce o să... Stai că mi s-a... Aolo, mă mai văd? E ok, noi te Da, vedem, e tot. tot ok. Ok, da, bun. Și da, în momentul ăla, nu știu, o să fie firmă, o să fie companie de haine, nu o să fie mărci, asta vreau să zic. Ah, Adică o să fie niște și mai chestii bine, exact. pe care să le poți purta zi de zi, cunoscătorii să știe că e brandul meu, că e Rareș, dar nu știu, să le poți purta și la școală, să le poți purta și la job, în club, oriunde. Da, voi o idee bună. Linia ta proprie de croc, și zice cineva aici. Băi, mă crezi că, oare le-am scris? Cred că le-am scris pe Instagram, le-am scris. După ce le-am dat un shout-out pe TikTok sau ce am făcut un video despre ei și le-am zis că ăștia puteam fi noi dacă ați fi avut buget creativ în România. Băi, nu se știe, toate la timpul lor. Cum se leagă lucrurile, o să poate să se întâmple. Și uite, mai citesc aici un mesaj de la Oprician și că nu am ce întrebări să-i pun. Tot ce vreau să-i spun lui Rareș e că mă regăsesc foarte mult în muzica lui și că iubesc tot ce face și troll de pe Insta și tot Rareș ești number one, keep it going, cum s-ar zice. Și te Ce așteaptă pot să lumea zic? prin Iași, prin Republica Moldova și peste tot, cum s-ar zice. Da, hai că o iau pe puncte, că din nou vreau să mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, dar îmi pare rău că te regăsești în muzica mea, din nou. Probabil că ai trecut și tu prin momente dificile și referitor la concerte, mamă, o să avem concerte peste tot. Acum e perioada asta cu balurile de facultăți și cu licee și așa mai departe, dar vă promit eu că asta e dorința mea cea mare. Vă promit eu, cred că anul viitor o să întâmple chestia asta, o să vreau să fac un turneu exact ca în state. Adică cu producție proprie, cu scenografie, cu tot ce vrei, știi? Să fie un concert experiență, nu un alt concert de, nu știu, de zilele orașului sau ceva. Da. Și o să merg prin toate colțurile țării. Adică deja avem demograficele defalcate, am studiat, am pregătit toate chestiile astea să ne dăm seama cam pe unde ar trebui să ajungem prin țară. Și cu siguranță, nu știu, o să fie în rază de 100 de kilometri concertul de oricine și o să fie o experiență, chiar o să fie o experiență. Și avem multe concepte, nu vreau să le dau acum, că nu știu, poate vă pierdeți din hype până atunci, dar o să merite, o să merite complet. Și poate atunci când o să facem și turneul ăsta, probabil prin primăvara viitoare, probabil că atunci o să reușim să venim și cu mărci, așa ca să vă dau o dată estimativă. Exact. Bun. Să fie exact ca în afară, să vii, să intri, să ai stand de mărci, să asigi la concert, să fie o experiență pe care, nu știu, să nu uiți niciodată Vezi și că e așa mai scump, e departe. foarte scump să faci un turneu, dar poate se amortizează investiția. Da, să știi că am aflat și eu că sunt costuri destul de mari. Vezi transport, vezi cazare, vezi oameni, Exact. că am o grămadă de oameni, că am instrumentiști, că am Exact. lampe sever de la sunet, că e Andrei Cojanu, care e tour managerul meu și managerul meu. Suntem mulți oameni și, într-adevăr, na, consumă multe resurse, dar n-aș face-o pentru bani. Deci asta, turneul ăsta Exact, l-aș da. face strict personal, pentru brand personal și aș vrea să, nu știu, să step up the game cumva în România. Că mi se pare că parcă prea trăim, nu știu, ba mergem acolo să cântăm, ba mergem acolo, parcă suntem niște, nu știu, niște lăutari Da, care da, da. cântă așa, fac ciubucuri și chestii, știi? Îmi doresc foarte mult, că eu de asta stimez industria asta din state și din UK, îmi doresc foarte mult să fim ca ei și ca să fim ca ei, nu știu, poate trebuie să mergem în pierdere puțin, să din nou, să step up the game. Păi, uneori așa se întâmplă când faci un turneu de genul ăsta, ți-o asumi cumva mai mult ca pierdere decât ca câștig, dar te ajută pe tine ca artist să fii împlinit, că, bă, am făcut dita mai turneul ăsta și ai ajuns la cum ar veni toți oamenii la care ai vrea să ajungi și e mai ușor și pentru ei să ajungă la tine, cum ai zis, la 200 de kilometri, deci, de orașul respectiv. Da.
Și na, pe viitor poate o să devină și sustenabil să faci un turneu de genul ăsta și efectiv să-ți scoți măcar părleala, cum s-ar zice. Și ultima... Nu, sunt convins că așa o să fie. Și ultima întrebare, ce părere ai despre BTS, ne întreabă aici a... WWG. BTS, trupa sud-coreană, la asta vă da, referiți. Da, 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 nu de boli. Mai are și un... Da, vreau să zic că mai are și o altă însemnătate. Băi, din păcate sau din fericire, nu știu, habar n-am, eu nu le ascult muzica, nu știu piese de la ei. Uh-huh. Ei știu pe băieți, știu cum arată, știu că, cred că, nu știu, sunt vreo 6 și arată toți smooth as hell, au, nu știu, au 30 de ani și arată ca la 16, dar nu le știu muzica. Știu că sunt șmecher rău, știu că au miliarde de streamuri, știu că, nu știu, cred că sunt iconul țării, astea, da. Sud-Corei, da. Dar nu le ascult muzica. Nu prea place mie K-pop-ul neapărat, dar, din nou, nu e un capăt de lume, până la urmă gusturile nu se discută și poate o să ajung să ascult și K-pop-ul la un moment dat. În schimb, am auzit de scandalul ăsta, că au făcut o pauză până în 2025, că trebuie să meargă în armată, ceea ce mi se pare super aiurea, vrei să te minți? Da, exact. Da, na, aia e. Fiecare țară cu regulile ei. Da. Doamnă Rareș, ți-e foarte mulțumesc că ai fost aici cu noi și bebelușilor le mulțumesc că au fost aici cu noi. Și ne mai auzim, cu siguranță. Am vrut așa cumva să facem un full circle de la concertul din Expirat, după toată vara asta, să văd în ce stare de spirit mai ești și mă bucur că ești super bine și că merge treaba din ce în ce mai bine și ți-am mai zis și pe Instagram când ai apucat să vezi, chiar sunt super mândru de tine așa și de cum merge treaba și să ne vedem cu bine și live. Mersi frumos, mersi frumos, panduțule, de invitație. Oricând mai vrei, vin să fac pe comentariu aici pe piesele noi care se lansează. Da, fiecare... m-am simțit și eu foarte bine. În fiecare vineri pe Twitch, vă aștept. Ok. Discutăm. Și da, ce să mai zic, îi pup pe bebelușii mei la final și pe oamenii care nu sunt bebelușii mei, dar iată, o să devin acum după acest podcast, aș putea să-i spun. Da, am zis că stăm 10 minute, am stat aproape 40, expiră Zoom aici. Trebuie să mai zic acestea zind fise, că mă rog, deja știi asta. Deci acestea zind fise. Mai zi o dată. Acestea... Mamă, mai zi-mi o dată, stai puțin, pânduțule. Acestea zind fise. Ok, acestea zind fise, vă pupăm bebelușilor, te pup, pânduțule. Ne vedem pe Telegram, ne vedem pe Instagram, ne vedem unde vreți voi să mă mai urmăriți. Pe Twitch, și vă iubesc și vă mulțumesc pentru că faceți toate chestiile astea pentru mine. Mulțumim și noi și hai cu 1000 de zile și cu restul pieselor. Ceau, mister, numai bine. Pa, pa. Papa. Dă-mi și toate nopțile înapoi. Sărut cu sărut cu sărut și șterge amintirile cu noi. Să nu rămân nimic. Dă-mi și toate nopțile înapoi. Sărut cu sărut.